Un bărbat de 32 de ani a fost la un pas de tragedie. Șoferul se afla la volan împreună cu prietenul său și a intrat cu viteză într-o stație PECO, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un rastel de butelii din apropiere. În urma impactului, recipientele au fost împrăștiate pe trotuar și, din fericire, doar 3 din buteliile avariate erau pline cu gaz. Pompierii au venit la fața locului pentru a asigura măsurile de prevenire și stingerea incendiilor. Astfel, șoferul a fost amendat de către polițiștii mehedințeni, care nu i-au putut ridica însă și permisul, pentru că legea nu-i ajută, deși incidentul este unul deosebit de grav. Bărbatul a fost testat, iar în urma cercetărilor efectuate, s-a descoperit că nu consumase alcool sau substanțe interzise. În urma accidentului, bărbatul și-a avariat mașina, iar pagubele materiale sunt considerabile.